Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad a marcat și în acest an Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Se împlinesc 78 de ani de la eliberarea lagărului de concentrare de la Auschwitz și ziua aceasta a fost decretată prin hotărâre ONU zi de comemorare a victimelor Holocaustului în lume. În 2005, Centrul de Studiu Iudaice a Universității de Vest Vasile Goldiș a fost printre puținele instituții care au comemorat Ziua Internațională de comemorare a victimelor Holocaustului pentru prima dată. Și de atunci până astăzi, în fiecare an, organizăm o asemenea manifestare. Evenimentul a avut loc în aula Magna Ciccio Pop, în prezența rectorului Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad, profesor universitar Dr. Habil Coralia Adina Cotoraci. Sunt onorată ca împreună cu Centrul de Studii Iudaice și cu toți prezenți aici de față, cărora le mulțumesc în numele universității, putem să avem această comemorare și acest moment unic de readucere aminte. Sunt onorată și de prezența Universității Semmelweis, prin domnul profesor Marcel Pop, director al Departamentului de Relații Internaționale, dar mai ales sunt onorată că sunteți voi, cei tineri, număr astăzi atât de mare aici, pentru că, așa cum am spus, cred că asta arată interesul vostru pentru istorie, în primul rând. Evenimentul a fost un bun prilej de reamintire a ororilor care nu ar trebui să se repete, dar iată că în zilele noastre asistăm la un nou genocid. Când vorbim de Holocaust, vorbim de 6 milioane de evrei, peste 6 milioane, și nu numai evrei care au murit. Aceia nu mai pot să povestească la nimeni. Din păcate, pe lângă că au murit, unii se află în grob comune. Nimeni nu știu unde, nimeni, familiile nu pot să meargă să aprindă o lumânare la gropile lor. Din păcate se repetă. Asta este partea cea mai tristă de constatare, că în mileniul al treilea, când deja avem toate mijloacele pentru a răspândi cunoștințe și informații, totul se repetă. Și dacă vreți, numai să vă uitați ce se întâmplă în Ucraina. Și acolo se petrece, de fapt, un genocid. Populația civilă, ce probleme are cu acest, mă rog, război, indiferent cum să-l numim. Programul evenimentului a cuprins, pe lângă evocarea momentelor dramatice, imagini, document, clarificări terminologice, un portret de supraviețuitor, Tereza Mozeș, și o expoziție de carte tematică.